Eu nu contest că tânăra generație are talent. Cu siguranță că au talent. Nu s-au aplecat cu atenție asupra acestui gen, care are o mare calitate. Când face, el face succes numai având această calitate. Legătura strânsă cu viața și mai ales cu problemele spectatorului. Dar astea tratate în comedie. În clipa în care îl interesează pe spectator, atunci vine succesul. Altfel, dacă nu-l interesează ce spui, dar vorbim iar despre chelner, vorbim despre manicuriste, nu e. Marile probleme trebuie atinse. Atinse. Cu haz, cu inteligență și întotdeauna să fii de partea dreptății. Să fii de partea dreptății. Că ea din sală asta caută. Dreptate. Adevărul. Și atunci te ascultă. De ce și acum? Am fost în America acum vreo 4 ani și am jucat la o... Noi jucăm la biserici uneori, că sunt biserici care au scenă, au sân de spectacol. Și a venit directorul sălii, care era fost profesor și fugit mai de multă vreme, dar plângând a venit la mine și mi-a zis: Doamna Stella, ce fericiți ne făceați la Boema, că mai scăpam de mizerie și mă gândeam că aveam speranță. Plângând un bărbat la 50 de ani. Textul era cel Textul care era, da. ținea în spinare treaba asta. Umblau și veneau și aveau satisfacție când auzeau câte o treabă. De numai, în prolog odată nu se găsea nimica, măi. Măi, fraților, voi nu credeți. La cofetărie, raft pe rafturi, erau șervețele de hârtie și borcane de gem. Și rețetele care se făceau, eu după, era după îndrumarea partidului. Și atunci au dispărut cataiful, a dispărut eclerul, a dispărut o seamă întreagă de cremșnitul. Ce să mai vorbim? Și aveam un prolog în care spuneam: Vai, am fost la cofetărie. Puh, ce era acolo? Negrese, cremșnituri, amandine, tararara și de toate. Am un șirag întreg de prăjituri minunate. Și la sfârșit ne spuneam: Hai că am ținere de minte. Bă, să rupea sala în două.